Doamna Svetlana Palladi este originară din satul Milești, raionul Nisporeni. A absolvit facultatea de limbi străine, a predat limba franceză la Călărași, apoi... Am făcut doctorat în Franța, am rămas acolo cu familia și fiindcă teza mea era pe proverbe, așa sau altfel am avut de-a face cu folclorul. Plus la toate avem o casă bătrânească din anii 20-30, care era în stare foarte veche și a trebuit să o refac eu cu mijloace proprii după tehnologii vechi, adică am lipit, am făcut cu paie, nu-i folosit practic ciment și alte materiale moderne. Și am făcut un fel de muzeu, adică spre drumul ăsta cred că merg toată viața. Scriu o culegere de povești din familie și mi-a venit aproape natural ideea că nu ar strica să cunosc ce povești sau alte elemente de folclor mai sunt și la noi în sat și în satul vecin. Și soțul, pentru că el tot timpul e entuziast la chestii din astea de cultură, a zis hai să facem. Și iată, așa familia Palade a făcut un apel școlilor din Milești și Bălănești pentru a se porni lucrul și a începe colectarea folclorului. La Bălănești au fost foarte entuziaști. Doamna Svetlana Chirtoacă a fost din prima clipă, da, și toți împreună, e un colectiv de 70 oameni, dar implicați mai mulți vreo 8. Acolo este centru ponderal. Trebuiau copiii să culeagă tot ce țin de folclor din satul natal. Deci am constatat toți împreună că folclorul e ceva care moare cu adevărat și că concursul nostru e binevenit, dar eu am înțeles că am întârziat cu 20 de ani, dacă nu mai mult. Deși locuiesc în altă țară, nu-și uită meleagurile natale. Mai mult, au hotărât să includă în activitate copiii și tinerii care îndrăgesc folclorul și să organizeze concursul Memoria Neamului. Copiii au lucrat la Bălănești, am 23 de lucrări diferite. Știți, în momentul când un elev scrie pe plic auzită de la bunelul meu care are 60 de ani, tăi anii 50, deci atunci când în plin avânt sovietic, când folclorul și tradițiile erau în declin vertiginos, când sărbătorile religioase erau interzise, când era blagoslovit cel care vorbește rusește și nu mai ține minte ce se mai face în poporul lui. Și plus la toate, concursul prevedea că la urmă să facem un concert de finalizare unde să anunțăm rezultatele și o să fie un concert tot în acest duh de reînviere a patrimoniului cultural al satului. Suntem în centrul Moldovei, două sate îndepărtate de orice centru, dar constat că folclor autentic, specific exact satului, nu pot să zic că au putut să culeagă ceva extraordinar de original. Dar oricum, e folclorul popular, ei o să însceneze și din Ion Creangă, din povești, o să se cânte din cântecele folclorice care oricum scumpe, chiar dacă nu vin din satul nostru, dar bine că mai există și bine că copiii mai știu și că profesorul de muzică, domnul Adam, chiar și dumnealui a compus ceva pentru satul Bălănești. Doamna Svetlana Palladi afirmă că orice început este greu, dar... Cât privește satul Milești, am găsit același entuziasm, aceeași persoană pe care o cunosc, pentru că e fosta mea profesoară de română, doamna Valentina Parfene, care cu inimă și cu plăcere face multe lucruri extrașcolare, a început să facă repetiții copiii. O să fie un concert poate puțin mai modest, dar cu folclor mai autentic din sat, pentru că doamna Valentina, fiind profesor de mulți ani, dumneai singura a strâns folclor și s-a ocupat de asta, deci am avut noroc să-ți fac o șezătoare, o să fie ceva frumos.